Bună seara, stimați telespectatori, sunt Mihai Salceanu și ne aflăm la o nouă emisiune, Agenda Publică. Va fi o emisiune de dezbateri pe teme europarlamentare. Ca urmare, în platoul Informația TV am invitat reprezentanța ai partidelor și alianțelor care trimit reprezentanți în Parlamentul European. Este vorba de domnul Peter Soci, reprezentant al candidaților UDMR la Parlamentul European. Este totodată candidat la Consiliul Local Satu Mare și director al Muzeului Județean Satu Mare. Bine ați venit! Bună seara! Bine l-am găsit! Domnul Radu Panait, reprezentant al candidaților Alianței Dreapta Unită, USR-PMP Forța Dreptei la Parlamentul European, președinte al organizației județene USR și candidat la primăria și Consiliul Local Satu Mare. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Domnul Bogdan Andrișca, reprezentant al candidaților Alianței PSD-PNL la Parlamentul European și candidat la Consiliul Local Satu Mare. Județean. Okay. Da. Bună seara, bine v-am regăsit și bună seara invitaților și telespectatorilor dumneavoastră. Da. Pentru început o să vă rog să vă prezentați pe scurt lista de candidați. Înțeleg din ce am discutat înainte de emisiune că fiecare partid, alianță prezent aici, are câte un candidat sau chiar mai mulți din județul Satu Mare. Încep eu? Da. Deci UDMR-ul în acest moment are 2 europarlamentari și ținta este să avem tot atâția sau chiar 3. Și pe poziția 3 este domnișoara Silaghi Dora, care e original din Tășnad și proaspăt absolvent la Cluj, este membru în organizația de tineret, chiar e un lider al acestei formații și dorește să promoveze aceste aspecte ale comunității noastre, adică problemele tineretului și valorile care decurg din această poziție. Dar liderul listei este veteranul, să zic așa, domnul Winkler Diula, un economist care a avut o activitate prodigioasă în politicile privind sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, în dezvoltarea regională și politicile care decurg din aceste aspecte. Și al doilea pe listă este domnul Laurent Vințe, un jurist cu drepturile comunităților minoritare și drepturile omului, este specialist în acest domeniu. Da. Mai sunt și alții, bineînțeles. Acum, lista este completă a UDMR-ului. Este domnul Biela Zozulă, care a fost consilier local în Consiliul Local al Municipiului Satu Mare. Și domnul István Erdei, care a fost deputat în mai multe mandate în Parlamentul României, e pe poziția 27 sau 1 sau, mă rog, nu mai știu, dintre poziții. Dar oricum, sunt mai mulți. E o listă completă, da? De 33 de europarlamentari a prezentat și UDMR. Da. Exact. Mulțumesc. Domnule Panait. Da. La fel și noi, Alianța Dreapta Unită, avem o listă completă pentru europarlamentare, oameni competenți, oameni care au dovedit în profesiile lor că sunt din cea mai bună categorie și cu rezultate notabile. Lista este deschisă de Dan Barna, fostul președinte al USR, el actualmente ocupă poziția de vicepreședinte și deputat în Camera Deputaților și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Dar ce este cel mai important? Faptul că deja de mai mulți ani de zile Dan Barna este vicepreședintele familiei Partidului European din care noi facem parte, ALDE Europe, adică vorbim de unul dintre liderii de facto al familiei europene a căreia suntem noi afiliați ca și formațiune politică. După care îl avem pe Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății, un activist, un om care s-a luptat mult pentru drepturile bolnavilor din România.
Activitatea lui este una, cred că, arhicunoscută de către români. A făcut din fonduri private centrul Magic Camp, care se ocupă de copiii cu cancer. După care urmează Eugen Tomac, președintele PMP, iarăși un om cu notorietate, actualmente europarlamentar. Vlad Botoș, europarlamentar USR, a fost unul dintre raportorii pe tot ce înseamnă spațiul comunitar pe zona de estul Europei, unul dintre oamenii, probabil l-au văzut mulți dintre cei care ne urmăresc, când a ținut acel discurs în limba germană, luptându-se pentru dreptul nostru de a intra în Schengen. Cristina Prună, deputat, colegă de-a mea din Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei de Energie, Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, Radu Mihail, liderul senatorilor USR din Parlamentul României, Corina Atanasiu, specialist în fonduri europene, fost secretar de stat la MIPE, la Ministerul Fondurilor Europene, Adriana Cristian, consilier local la Primăria Cluj-Napoca, Ionuț Simionca, tot pe filiera PSD, pe filiera PMP, mă scuzați. Da. Și lista continuă, da, multe persoane, și noi avem pe lista un sătmărean, este vorba de Ștefan Ciordaș, care este undeva mai la fundul listei, n-aș ști exact să vă spun cum a ajuns pe această poziție. Însă, da, se pare că fiecare județ din țară are un reprezentant pe aceste lungi liste de europarlamentari. Nu are toate, nu pot avea toate. Nu, dar de la un partid sau de la altul tot se nimerește. Da, 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 da. E interesant că dumneavoastră faceți parte din același familie, familie cu PNL, da? Nu. PNL-ul nu, face parte din ale. PPE. A, iar, PPE, iar și aici PNL-ul face parte. Cu PNL-ul este în aceeași familie. De fapt, și PMP-ul este tot din aceeași familie. Da. Și PMP-ul e aliat cu liberalii și acum PNL-ul e aliat cu social-democrați. După momentul alegerilor europarlamentare, cu siguranță toți europarlamentarii din Alianța Dreapta Unită vor face parte din aceeași familie europeană, și anume ALDE Europa. Deci listele, da, nu înseamnă automat că va fi, da, în aceeași grup parlamentar cei aleși, că vor... Da, sigur că da, numai că e ciudată situația, da? Și la PSD, mai ales la PSD-PNL, sau PNL-PSD. Probabil, da, că europarlamentarii PNL, după momentul alegerilor europarlamentare, se vor afilia, așa cum este normal, la socialiștii europeni. Cu siguranță nu. Nici măcar în glumă. Vă rog, da, domnul Andrișca, da? Lista noastră este deschisă de domnul Mihai Tudose, care este fost prim-ministru, cum știe toată lumea. De la continuat, PSD. De la PSD, corect. De la aici, PNL, domnul Rareș Bogdan, actual europarlamentar, liderul PPE România în Parlamentul European, doamna Firea, care este fost primar general a Capitalei. După aceea îl avem pe domnul Motreanu, care este actual europarlamentar și care a făcut unul din cei mai buni organizatori, zic eu, la nivel național ai PNL-ului, pentru că a obținut și la Giurgiu niște rezultate foarte bune în alegerile trecute și în alegerile astea s-a ocupat exemplar de organizarea în țară. Domnul Claudiu Manda, după aceea doamna Dina Vălean, care este actual comisar european, deci din nou cineva care cunoaște foarte bine instituțiile europene și care a făcut treabă bună în Parlamentul European, altfel nu ar fi fost pusă pe această poziție. Domnul Victor Negrescu, care este actualmente europarlamentar, domnul Vasile Dâncu, care are o vastă experiență în tot ceea ce înseamnă politica autohtonă, sociologie și așa mai departe. Domnul Daniel Buda, care s-a ocupat foarte mult pe partea de agricultură în Parlamentul European. Daniel Buda nu e cam în spate, deci este undeva 1, 2, 3, 4, pe poziția 9.
poziția nouă, poziție eligibilă. Deci e poziție eligibilă. E ok, e poziție eligibilă, că acolo e ideea, să fie poziție eligibilă. Da. Și este vicepreședinte și cred că a fost și fost președinte pe Comisia de Agricultură în Parlamentul European. Da. Doamna Maria Grappini, domnul Cârciu, sătmăreanul nostru, care a fost și la Sâmbre și a mai fost la anumite evenimente în județul Satu Mare. Domnul Siegfried Mureșan, care este vicepreședinte în PPE, care este la al treilea mandat, cred că în postura de europarlamentar, un om cu vastă experiență în ceea ce privește instituțiile europene, atât la Bruxelles cât și în Germania. După aceea îl avem pe domnul Benea, urmat de domnul Hava, care a fost primar la Alba Iulia, din nou un om cu o vastă experiență, este actualmente europarlamentar, va fi de cel al doilea mandat, a adus foarte mulți bani europeni și a transformat Alba Iulia în bine, se poate vedea asta în toate topurile unde județul Alba și orașul Alba Iulia ocupă poziții fruntașe. Domnul Dan Nica, după aceea domnul Gheorghe Falcă, care a fost primar la Arad cu o vastă experiență și dânsul este la al doilea mandat ca și europarlamentar și sunt convins că a făcut treabă bună, altfel n-ar fi fost pus din nou pe lista. Domnul Ștefan Mușoiu, doamna Roxana Mânzatu, domnul Virgil Popescu, fost ministru al energiei. Bun, aici și continuă lista că lista deja este foarte lungă, sigur că la tot 33. Ideea eu am era zis să pozițiile care ar fi eligibile, pozițiile eligibile. Că n-are rost să vorbim până la 43, că da. Acum nu vor fi 33 de toți, n-au cum să fie 43 matematic vorbind. Da, da, da. Bun, sunt foarte multe opinii referitoare la această listă PNL-PSD. Dacă membrii PSD sunt de acord cu să voteze lista PNL și liberalii să voteze PSD-iștii, știi? Aici păi s-a explicat, nu este neapărat o chestie de dragoste sau cum să o numesc, păi este o chestie de utilitate pentru că România nu poate da un mesaj că a căzut în latura extremistă și așa mai departe și atunci trebuia să fie un mesaj de unitate, un mesaj de stabilitate, mai ales că avem un război la graniță și prin acest gest în care ne-am aliat și arătăm Europei că uită-te, primul pe listă și cu un scor foarte mare va fi un partid pro-european, va fi o alianță pro-europeană, va fi formată din două partide din cele mai mari familii europene, că practic și după aceea, după alegerile europarlamentare, vor fi alegeri pentru președinția, vicepreședinția și așa mai departe, toate funcțiile, toți președinții de comisii. Și aceștia, în proporție de 99%, vor fi aleși din aceste două familii, din PPE și din familia socialiștilor, pentru că sunt cele două mai mari familii din Parlamentul European și este normal că se vor alia și acolo și vor crea majoritate. Deci de-aia este foarte important și bine, în opinia mea, să alegem oameni care aparțin din aceste familii, pentru că după aceea vor accede la funcții comisar european, cum vă ziceam, doamna Volean, și președinți de comisii și așa mai departe, pentru că aceștia practic pot influența în bine, în anumite limite, evident, ca politicile europene să aibă în prim plan nevoile României. Să aibă și nevoile României mai mult decât ar avea, nu știu, nevoile altui stat. Și asta se poate realiza doar dacă ești acolo, doar dacă ești factor de decizie. Pentru că dacă ești, nu știu, într-o familie europeană mai mică care nu este băgat în leadership, mai greu. Nu e imposibil, evident, pentru că în Parlamentul European sunt depuse proiecte, se votează și dacă este un proiect bun și dacă vine de la ALDE, sunt convins că va fi adoptat. Dar atâta timp cât vine de la PP și este bun, va merge mult mai repede. Dacă îmi permiteți departe, o scurtă intervenție din punct de vedere tehnic, la Parlamentul European lucrurile funcționează un pic diferit. Parlamentarii europeni nu au dreptul de a propune legi sau directive europene. Asta face Comisia Europeană. Ce spuneți dumneavoastră e, să zicem, puțin eronat, nu-i
Se propun o catastrofă, modificări. Da, se fac acele rapoarte, parlamentarii europeni ajung să fie raportori pe anumite subiecte de interes, pe subiecte ce țin de public policy, dar la urma urmei nu au dreptul ca să inițieze un proiect de lege la fel cum fac eu în Parlament sau cum face președintele. E o chestie formală, chiar că n-au voie să facă așa, dar poate să inițieze recomandări și să roagă Comisia, da, să facă acele inițiative. Deci când dacă Parlamentul European în proporție de 2-3 sferturi sau chiar în unanimitate zice la Comisie că trebuie să faci o lege sau o directivă așa în acest domeniu, atunci ei sunt oarecum obligați să facă aceste chestii. Dar nu e o lege, deci chiar că nu are putere de lege, dar exprimă opinie destul de avizată Este un mod de lucru, nu este neapărat un mod de lucru. Mai ales când ești raportor 100%. Pe un subiect, dar acel raportor nu este neapărat din familia PPE. Poate să fie în funcție de cum trag ei la sorți, în funcție de comisii. Adică poate să fie și din familia extremistă europeană. Indiscutabil. Dar mai rar este. Se întâmplă. Doar că dacă este din familiile mari, atunci merge treaba mult mai repede, pentru că astea ați vorbit înainte în interior comisii și atunci dacă totul este ok, nu e tot una ca un proiect să fie adoptat în 6 luni sau în 3 ani și 6 luni. Și de asta ziceam că 6 luni nu prea se adoptă nimic. Parlamentul European, pe de altă parte e și normal pentru că e un for legislativ foarte vast, cu mulți oameni cu experiență, unde se cer foarte multe opinii tehnice, adică mult mai ușor reușești în Parlamentul României să treci o lege decât poți să dai o directivă europeană în Parlamentul European. Căile democrației, nu cred că are sens ca să facem noi o dezbatere dacă aceasta este calea bună, calea corectă sau este mai puțin corectă. Eu zic că de dragul democrației trebuie respectate mecanismele și pașii procedurali. Da. Același lucru mi-aș dori să-l văd în toate formele de conducere din țara noastră și din lume. Că vorbim de un consiliu local, că vorbim de Parlamentul României. Da, pe de altă parte, hotărârile Parlamentului European nu pot fi puse toate în practică. Vorbesc despre faptul că Parlamentul European a dat o scrisoare, sau nu mai știu cum se cheamă, ca Rusia să înapoieze tezaurul României. Bun, ce facem cu povestea asta? Este un punct de vedere, da? Membrii, în majoritatea lor, că și acolo erau câțiva care au votat împotrivă, au formulat această declarație, să zic așa, da, în care e o declarație politică, cum ar veni. Comisia și statele membre trebuie să analizeze și să pună în practică. Ce facem? Poate Comisia, poate Parlamentul European să forțeze Rusia să ne înapoieze tezaurul? În ce măsură poate fi realizat această... Constrângeri economice, dacă nu există pe Rusia, nu știu. Dacă deci există eu cred pe că este țară, dacă nu chiar nu decisivă, dar e o poziție importantă, că un for așa de prestigios să spună părerea în această privință, că este legitimă, justă și trebuie să fie făcută. Și toate mijloacele care stau la dispoziția statelor membre, a Comisiei și a altor instituții ale Uniunii Europene să facă acest lucru. Acum, care anume și când anume e altă poveste, dar cred că e un pas important în această direcție. Trebuie să înțelegem mecanismele astea, sau adică înțelegem, încă suntem pe cale de a învăța și după câțiva, e un deceniu și jumătate de când suntem membri și înainte am urmărit procesul de aderare, deciziile de a lua, sunt mai multe grupuri de interese, chiar și aici am vorbit, că care sunt familiile politice, mai sunt grupurile naționale, sunt grupuri de lucru în anumite teme în Parlamentul European. Deciziile se iau cu mai multe consultări. De regulă se ajunge la un consens, deci vor să fiecare parte implicată să ajungă la un consens. Așa formulează hotărârile și declarațiile, încât toată lumea să găsească ce este nevoie pentru
ei să se regăsească, să spun mai exact. Și eu cred că e o formă de democrație în care fiecare găsește valorile lui și în plus este și comunitatea, în sensul larg, poate să se dezvoltă. Din punctul meu de vedere, ca și completare la ce spunea domnul Suș mai devreme, partea frumoasă este că atunci când într-o astfel de alianță, chiar dacă ai câțiva jucători importanți și puternici, cum este Germania, cum este Franța, nu îți impun anumite idei sau anumite direcții cu forța, cum am zice noi, cu pumnul în masă. Ceea ce eu zic că e o formă a democrației pe care și noi trebuie să ne o însușim, chiar și aici, la satul mare. Deci faptul că deții puterea nu înseamnă că deții și adevărul absolut, a spus unul dintre colegii de platou în una dintre emisiunile pe care le-am avut aici la dumneavoastră. Așa văd eu democrația, asta este democrația în care eu îmi doresc să trăiesc și cred că așa trebuie făcute lucrurile și pe viitor. Diplomația face parte din democrație și poți să obții foarte multe lucruri, indiferent că vorbim de o categorie socială, că vorbim de un grup etnic sau că vorbim de o categorie profesională, poți să obții foarte multe lucruri fără să ajungă să piardă alții în jurul lor. Și cam asta se întâmplă în Parlamentul European. De aceea, chiar și în aceste comisii, tot timpul se găsește soluția consensului, tot timpul se găsește soluția prin care toată lumea să aibă un cuvânt de spus, să-și exprime punctul de vedere și să, uneori chiar prin sprijinul pe care îl oferă alte state, se creează un fel de lobby prin care alții sunt convinși ca să accepte o anumită idee, chiar dacă poate aparent ar avea de pierdut sau politic, din punct de vedere politic la ei în țară, ar putea să se vulnerabilizeze cumva. Democrația... Țările sunt, au timp să-și pună ca lege directivele europene și pot fi sancționate. Deci, economic. Nu e chiar așa că ai o recomandare, dar sunt și directive. Adapta. Bine, dar marea majoritate sunt lucruri... Nu. În totalitate vorbim de lucruri de bun simț care sunt gândite pentru a crește calitatea vieții. Adică nu există... Domeniile care în tratatele de aderare sunt date Comisiei și a instituțiilor comune, se fac directive și suveranitatea statelor membre este primă. Nu, deci este cedată la instituții și în domeniile care nu, politica externă, cultura, apărarea, încă nu sunt. Aia, suveranitatea e totală și în alea care sunt cedate, să zic așa, instituțiilor, acolo devin obligatorii. Multe hotărâri de altfel nu sunt luate pentru că sunt amânate sau încă în discuții. Deci aia ce sunt promovate chiar sunt luate în majoritatea lor în consens sau cu o mare majoritate. Dar nici nu știm noi cât stau acolo ani de zile, câte proiecte de hotărâri și altele care încă așteaptă să ajungă formula asta de consens. Și asta ziceam că în 6 luni nu prea se... Dădeam un exemplu extrem. Noi în Parlamentul României, mai ales la început de sesiune sau început de mandat, avem câțiva colegi care vânează directive europene și vânează între ghilimele. Adică urmăresc tot ce vine ca sub formă de directivă europeană și propun un proiect de lege pentru acea directivă europeană. Iar aceste propuneri de proiecte de lege, de felul în care se implementează directiva europeană, câteodată vine de la 3-4 partide. Sau câteodată vine de la fiecare partid câte o formulă. Adică să nu ne imaginăm că vine Uniunea Europeană, bate cu pumnul în masă la București și ne zice motamo, ne dă un document, faceți lege exact așa. Nu, vine parlamentarul, indiferent care o fi ăla, pot fi chiar eu, unul dintre parlamentarii, care mă gândesc, uite, au venit directiva asta europeană, ea ar trebui să fie implementată la noi cam așa, 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 și scriu eu un proiect de lege și îl pun în proces legislativ, pe parcursul procesului legislativ, după care se dezbate și trece și prin forul nostru legislativ. Da, cum spuneam mai devreme, să nu avem noi impresia că aceste directive europene vine Uniunea Europeană și ne pune să le facem. Nu, noi ni le facem cum considerăm că are aplicabilitatea la noi în țară pe situațiile cu care noi ne ivim aici.
da, ea trebuie să respecte niște criterii, adică chiar în expunerea de motive, acolo va fi nominalizat. Directiva europeană numărul nu știu cât, care vizează următoarele chestiuni, sau tratatul următoarele cazuri, adică explici de ce și cum faci implementarea legii. Da. Cel mai important lucru pe care cei care ne urmăresc aș vrea să-l înțeleagă, că nu vine nimeni de la Uniunea Europeană să spună documentul în față, să zică îl semnez și de mâine lege. Deci asta nu se întâmplă. Da, da. Și sunt negocieri și acolo, adică înainte să fie adoptat orice directivă, orice idee, se dezbate și toate țările au timpul să-și prezinte punctele de vedere și să spună, uite, asta nu pot să adaptez pentru că, nu știu, să zicem, pescuitul. Știu că a fost o problemă mare cu când era încă Marea Britanie în Uniunea Europeană și cu țările de coastă. Unii voiau nu știu câți kilometri de la țări, alții voiau mai mulți. Până la urmă s-a adaptat și s-a ajuns la un consens pentru ca toate țările să fie bucuroase și să poată adapta directiva astfel încât să nu le împieteze nici lor economia și așa mai departe, dar să fie ok și pentru celelalte țări ca să obțină un vot favorabil. Și încă o chestie importantă care e de spus e că o voce, oricât de puternică ar fi țara respectivă, nu știu, mă gândesc Germania, Franța, Italia, Spania și așa mai departe, atunci când vine un mesaj de la Uniunea Europeană și la nivel macro, adică la nivel mondial, este mult mai bine percepută și mult luată în serios decât dacă vine de la un singur stat, oricât de puternic ar fi acela, așa că noi avem doar de câștigat fiind în marea familie europeană, pentru că și un punct de al nostru de vedere care poate ar scăpa neașa de mediatizat dacă nu ar fi în Uniunea Europeană, poate fi elevat la un nivel astfel încât să ajungă un subiect internațional, să-l numim. Da, dar am început discuția de la tezaurul României. În ce măsură, dacă avem sprijinul Uniunii Europene, se poate și îndeplini acest deziderat al României? Acum, noi trebuie să extenuăm toți pașii pentru că avem de-a face cu Rusia, care este un, nu neapărat partener, dar un negociator foarte dur și noi, România a încercat în nenumărate rânduri și prin toate pârghiile, cred, să obțină tezaurul. Dacă avem o mână de ajutor din partea Uniunii Europene, nu poate fi decât binevenită, pentru că familia europeană este și a doua cea mai mare economie a lumii, până la urmă. Și atunci și orice țară, chiar cu numeroasele sancțiuni pe care le are Rusia, atunci când vine o părere, o opinie, o recomandare sau cum vreți să o numiți de la cineva care are atâta putere economică, o ia mai în serios decât dacă vine de la o țară medie, să nu o numim mică, dar medie până la urmă. Da, față de Rusia suntem mici. Așa că Uniunea Europeană poate se gândește că dacă Rusia va îngenunchea în fața Uniunii Europene, da, în urma războiului cu Ucraina, dacă va capitula în acest război cu Ucraina, va ceda cu această ocazie și tezaurul României. Noi trebuie să fim încrezători. Nu se știe niciodată. Vedeți, Rusia a jucat foarte imprevizibil în ultimii ani. Nimeni nu se aștepta să înceapă războiul și a început. Nimeni nu se aștepta să fie atât de slabi, să-i zicem, pe frontul ucrainean. Și uitați că au fost acum chiar ucrainenii lovesc ținte în Rusia. Da, în Crimea, totuși. Da. Teritoriul care este, așa zis, revendicat de Rusia. Deci de-aia zic că un picuț s-a schimbat paradigma și în lupta aceasta. Putin probabil visa la un blitzkrieg și s-a dovedit a fi un război de uzură. Acum, în ce măsură, dacă privim înspre războiul dintre Rusia și Ucraina, în ce măsură Uniunea Europeană ar trebui să ajute Ucraina în război și în ce măsură ar trebui să acceptăm noi, ca membri în Uniunea Europeană, intrarea Ucrainei în Uniune? Deci, în primul rând, este și o problemă de principiu, că Ucraina a fost atacată, e clar că e o agresiune care nu poate să fie tolerată. Erau tratate internaționale care garantau
granițele Ucrainei, chiar și Rusia a semnat aceste tratate și trebuie luat o atitudine față de această agresiune. Și cred că Uniunea Europeană, așa ca și ansamblu, dar mai mult statele membre au sprijinit Ucraina direct, statele membre, deci nu Uniunea în sine ca și instituție, dar mai mult statele membre, dar și Uniunea, bineînțeles, cu mijloacele proprii, cu ajutor financiar și cu alte mijloace a sprijinit, dar trebuie să țină piept cum ar veni, că e posibil să fie un efect de domino, că dacă Ucraina cade, atunci următoarea este România sau Polonia, Moldova, sau statele baltice. Sau Moldova. Moldova. Zice eu, că sau e Moldova, cel mai sigur, în risc. Sigur, da. Și aici noi avem un interes. Moldova nu cred că e o barieră așa semnificativă dacă Ucraina pică. Da, deci cam asta ar fi. În rest, ar trebui cumva stopat acest război, că totuși de 2 ani oamenii stau acolo în tranșee, e de neconceput în secolul 21, chiar și cei mai bătrâni care erau în al doilea război mondial deja nu mai sunt în viață, care au avut experiența războiului. Noi am trăit în pace, chiar dacă a fost așa și dictatură și așa, dar totuși a fost o vreme de pace. E greu de conceput să fii bombardat, să pierzi de la o zi la alta toată agoniseala vieții, casa, cei apropiați, și trebuie oprit. Acum, cu mijloace militare sau mijloace diplomatice sau în orice caz, trebuie să fie oprit. Și nu numai din cauza jertfelor, dar are un efect foarte serios și asupra economiei europene, asupra siguranței, simțul ăsta de siguranță și tot climatul politic, să zic așa, extremist, agresiv, poate să fie explicat și din această tensiune de război creat de acest conflict la granițe și cât de repede trebuie stopat această mișcare. Și acum, dacă tot vorbim de alegerile europarlamentare, atunci UDMR-ul chiar are în program să sprijină înființarea unui comisar european pentru apărare și să fie o politică mai accentuată pentru apărare, sprijinul industriei militare. Din păcate, istoria ne învață că atunci poți să păstrezi pacea când ești destul de puternic și înarmat. Când orice agresor se gândește de 2 sau 3 ori sau chiar de 10 ori să te atacă. Da? Și asta trebuie ajuns. Acum, vremurile de pace ne-au dat așa, ne-au alintat, am zis că nu avem nevoie de tancuri, undeva în afara Europei, poate în Africa, o să merge un batalion cu 2-3 tancuri sau măcar câteva elicoptere, mai trimitem un cort de campanie pentru spital, și cam asta a fost industria militară. Acum avem nevoie de 10.000 de cartușe, de grenade, de alte chestii, se vede în cazul Ucrainei, și asta trebuie să avem în stoc. Da? Și atunci o să se gândească Rusia să meargă mai departe, dacă aceste rezerve sunt puse la punct. Bine, din punct de vedere militar, Europa, per total, nu mă refer la o anumită țară, stă destul de bine, pentru că sunt mari producători, nu la nivelul Statelor Unite, unde sunt cei mai mari producători de armament din lume, dar sunt multe țări care produc armament, și să nu uităm că Franța este totuși o putere nucleară
Deci Rusia nu va ataca Uniunea Europeană, o putere nucleară nu va ataca o putere nucleară niciodată, în cazul în care nu se vrea, nu știu, sfârșitul lumii. Dar între statele UE nu este un acord ca și în statele NATO, da? Cele două organizații sunt diferite. Păi, da, sigur că sunt. Dar NATO are și un alt membru, Turcia și plus și America, dar Europa ca sine, ca și unitate, Uniune, trebuie să aibă o politică de apărare, da, păi astăzi, o industrie sigur, proprie, deci să nu depinzi de americani. O industrie în care, care să existe în toate țările, nu așa că noi le luăm grenadele din Franța. În cooperare, că noi producem nu știu ce praf calibru de așa și ceilalți produc așa, să pui cap la cap să ai. Deci asta este Uniunea Europeană, că fiecare își face la care pricepe și poate să facă. Asta e minunea care a făcut Uniunea Europeană o regiune prosperă. Chiar vedeam articole că se dorește reindustrializarea și reintrarea pe făgașa anumitor fabrici dezafectate, da, de armament din România. Din România, sigur că da. Și atunci, până ce aduci din America, nu știu câte cartușe, poate dau, poate nu dau, poate se dezbat în Senat. La ce preț? Poate se dezbat în Senat că, uite, eu din senatorul din Arizona n-am chef să votez nu știu ce, până atunci te bate la cap rusul, nu? La începuturile intrării noastre în Uniunea Europeană și în NATO, a fost o politică un pic mai permisivă pentru România, de fapt pentru toate țările din fostul bloc sovietic, în care nu i s-a cerut ca să investim prea mult în zona de apărare, fiind apărați de Statele Unite, UK, Franța, etc., țările puternice, pentru că noi aveam o mare problemă pe zona de economică și ca să ajungem să prindem decalajul care l-aveam față de țările din vestul Europei. Însă acum este crucial ca noi, ca și stat, să ne facem o politică a noastră de cercetare pe zona armamentului, pentru că lucrurile noi care pot fi inventate în România țin foarte mult de tehnologie. Tehnologia nu mai e aia în care cum faci glonțul, de ce calibru, cum explodează racheta și așa mai departe. Tehnologia vedem că este pe partea de drone. Este pe partea de atacuri de la mare distanță. Și astea sunt lucruri pe care pot să le facă... IT. Da, mult IT. Atacuri cibernetice. Și astea sunt lucruri pe care pot să le facă românii, pot să le descopere. Și aici poate să intervină marele nostru atu, marele nostru asset, activul României. Aici va fi. Pentru că noi vom putea să avem o tehnologie care să o putem să o producem, care va fi doar a noastră și care țările din NATO și pe care și o putem din lume exporta, își vor dori să o cumpere. La fel cum vorbim, toată lumea cunoaște drona Bayraktar din Turcia. Primii care au acces la a cumpăra această dronă, evident că sunt țările membre NATO. Și așa ar fi și normal. Adică nu vine NATO să te oblige pe tine ca și stat să îți vinzi... Totuși ajung și în Rusia. O parte dintre ele ajung în Rusia, că na, acolo... Oameni de afaceri, în primul rând, în primul rând e o țară care știm că cea turcii că știau să relații, facă comerț tot timpul. Relații cu Rusia, dar în momentul cel mai crucial trebuie să ne aducem aminte că ucrainienii s-au apărat cu drone Bayraktar și rușii nu le aveau. Da, rușii între timp au reușit ca să cumpere tot așa o tehnologie experimentală din Iran. Din Iran. Dar noi ca și stat putem ca să mergem mai departe decât să ne oprim la o politică europeană care ne cere, da, ok, trebuie să aveți atâtea baze de producție de armament pe teritoriul vostru. Ceea ce iarăși nu e un lucru rău. Bine spunea ce spunea domnul Suci mai devreme. Europa trebuie să joace ca un jucător, trebuie să aibă o politică publică de apărare și da, în fața unui bătăuș, cea mai bună soluție îi să-i arăți că nu o să-i fie ușoară bătălia cu tine. Că pe la numai de frică știi. Degeaba încerci să-i pui cu frumosul. Spuneați de chestiunea legată de tezaur. Da. Din punctul meu de vedere, ca și mesaj politic, ca și Uniunea tuturor țărilor din Uniunea Europeană este un mesaj extraordinar de bun, pentru că Europa arată Rusiei că ei au toate motivele ca să se îngrijoreze, că dacă continuă aceste agresiuni, dacă continuă intențiile lor de a-și extinde și mai mult
să zicem așa, zona de influență, ca să folosesc un termen elegant. Și Europa are pentru ce să lupte atunci când vine vorba de a le ține piept rușilor. Nu cred că mai este ce recuperat din tezaurul României, din păcate. Că ba da, dar de ce? Câteva artefacte, siguranță au topit cât au putut de mult. Cel puțin când vine vorba de lingouri. Tezaurul nu înseamnă numai lingouri, nu înseamnă numai sutele de tone. Înseamnă foarte mult aur, că ăla era tezaurul României. Nu erau numai artefacte, numai obiecte de artă și de istorie. Sper că nu greșesc. Nu? Sunt și opere de artă și descoperirile arheologice de prim rang. Acum, nu știu, nu sunt în măsură să spun cât ce s-a identificat din parte. Se știa că unele piese au fost identificate, dar cred că partea asta simbolică ar fi nu atât economică valoare, ci partea simbolică, retrocedarea ar fi un gest care nu ar ruina nici Rusia și cred că ar putea să rezolvă problema. Un gest de bunăvoință. Da, exact. Dar discuțiile au început de mult, nu s-a ajuns la niciun acord. Acum, nu știu de ce tot revenim. Bineînțeles că Rusia o să înțeleagă atunci că trebuie să retrocedeze când o să fie nevoit să înțeleagă. Când va fi cuțitul las. Exact. Și sprijinul Uniunii Europene este mai mult decât un nimic. Deci, fără bun, acest sprijin, este evaluat la 5 miliarde de euro. 5 miliarde de euro. Evaluare. Este estimat, evaluare sigur. La 5 miliarde de euro. Da. Bine, dar, de exemplu, artefacte dacice, vă dați seama că după ce ajung, la un moment dat vor ajunge înapoi în țară, ele nu pot fi vândute și să le folosești unice. Să repar drumuri. Alea sunt unice și ilustrează istoria exact. Noastră, adică țării. E o chestie mai mult de mândrie și identitate națională, da. Până la urmă. Marea majoritate operele astea de artă, că evident acum aurul clar îl poți valorifica, dar este bine să le avem înapoi și așa, pentru noi, ca și încredere, ca și națiune, să zicem, uite-te, mi s-a făcut această imensă nedreptate în secolul 20 și în secolul 21, ok, un secol mai târziu, dar am putut-o repara cu ajutorul Uniunii Europene și atunci ar fi încă un motiv pentru partidele eurosceptice să o lase mai moale, să zicem, să avem întotdeauna acest argument, să zicem, uite-te, ce a făcut Uniunea Europeană, păi tăte un exemplu clar, pe lângă dezvoltarea economică fără precedent și așa mai departe, tăte avem și tezaurul înapoi. Bine, un partid extremist sau eurosceptic, vă dați seama că mereu va putea spune, păi da, și noi că am fi început relațiile bilaterale economice cu Rusia și l-am fi primit înapoi. Nu, dacă cred și că cu parcă, asta, acum, nu cred că e neapărat asta un este argument. Este încă un argument, ziceam că argumentul economic este primordial și ăla îl poate înțelege oricine. Noi că știm ce fel de parteneri sunt rușii, noi pe propria piele românii au trecut prin momente foarte grele cu regimul stalinist, cu toate următoarele regimuri comuniste din URSS, plus toată istoria aceea când mereu Rusia trimitea armata sau avea vreun conflict pe teritoriul nostru, ba între ei și otomani, ba între ei și Imperiul Austro-Ungar sau mă rog cu cine au mai avut de-a lungul timpului tot felul de conflicte cu Polonia, cu așa. Și nu cred că noi trebuie să căutăm vreo modalitate prin care să ne facem plăcuți rușilor. Oricine nimeni nu a zis asta. Toată lumea din, nu noi cei de la masă, dar sunt eurosceptici chiar și la noi în țară, care predică foarte mult o relație cu Rusia și eu zic că noi românii trebuie în mod special să fim atenți la astfel de mesaje, să nu le încurajăm și să înțelegem că este treaba noastră ca și politicieni să explicăm oamenilor care sunt avantajele României împreună cu Uniunea Europeană și care sunt dezavantajele noastre ca și țară atunci când vine vorba de relația cu Rusia. Da, exemplu Belarus. Vezi cât de bine o duc oamenii de acolo care practic sunt cei care beneficiază, să zicem așa, cel mai mult de ajutorul rusesc și îl întreb pe om, ți-ar plăcea să stai în Belarus unde dacă, nu știu,
în jur președintele te trezește a doua zi la pușcărie sau în arest. În cel mai bun caz. Cel mai bun caz, eu zic așa, că în jur zici numai că nu are mustața bine Lukashenko. Deci nu zic că zici că fură și că face una alta și îl desconspiri. Nu, zic așa, te duci în scoarul central din orice oraș și începi să zici că Lukashenko e prost. Sigur te ia poliția a doua zi, dacă prinzi a doua zi să fugi. Corect. Acum am văzut de fapt că tezaurul României a fost în mare parte restituit în 2 ani, în 1935 și în 1956. Cu cloșca cu aur, cred că deci, a ajuns fost, o parte din tezaur a fost restituit prin bunăvoința poporului sovietic, da? În 1956. În 1956. Cloșca cu aur, aia da, a fost da, acolo deci și a fost o listă, lista e foarte lungă. Cu bunul, da. Cu tablouri de Grigorescu, de așa, mă rog, așa. Cădelnițe și tot felul de piese de argint și de la mănăstiri, mă rog, covoare da. Și obiecte din astea de cult. Și obiecte, foarte multe obiecte de cult au fost, de fapt. Da. Pe lângă lingourile alea, că probabil că lingourile n-au mai ajuns n-au mai în România, ajuns, da. Că pe listă nu văd lingouri. Dar... Alea nu cred că așa. Sunt și câteva piese au fost... Muzeul Național de Istoria României a identificat încă o listă de piese... de patrimoniu, care da. Încă n-au fost restituite. A fost o cercetare și o discuție și asta a fost, de aia s-a ajuns la actualitate, să zic așa, restituirea și ce și cum este. Pentru că s-a făcut o listă nouă sau s-a revizuit da, lista da, inițială. Da. Da. În fine. Bun, deci o parte din tezaur a ajuns înapoi în 1935 și în 1956, așa că nu e chiar așa mare problemă. Bun, o mare problemă discutată la nivelul Uniunii Europene a fost vaccinarea, da? Și afacerile cu vaccinuri, implicarea doamnei Ursula von der Leyen în contractul cu cei 2-3 producători de vaccinuri. Care ar fi poziția? Care ar trebui să fie poziția, să zicem, pe rând, a partidelor referitoare la această situație? Deci poziția UDMR-ului, chiar dacă a fost în Partidul Popular European, era și atunci, în acel moment, era critic, pentru că nu era de succes. Deci Comisia a încercat o achiziție coordonată a acestor vaccinuri cu ideea că o entitate mai mare o să obțină preț mai bun la vaccinuri și, mă rog, dar, bineînțeles, capacitățile de producție și, mă rog, negocierile s-au prelungit, datorită capacităților de producție, livrările s-au prelungit și a devenit destul de haotic distribuția acestor vaccinuri. Știm toți că a trecut cam un an ca să ajungă la populație vaccinuri și cam 6 luni puteau, deci a trecut 6 luni după apariția bolii și încă 6 luni până ce am ajuns și noi în România să avem vaccinul. Și asta, dacă lăsa pe seama statelor membre, probabil putea să fie gestionat mai eficient. Și aici este și o problemă generală. Sunt și probleme de funcționare a Uniunii Europene. Deci nimeni nu zice că este perfect. Este foarte bun, este foarte ok și pentru România și pentru regiunea noastră în general, fostul bloc sovietic, dezvoltarea ce a dus și atât în dezvoltarea regională cât și dezvoltarea sectorială. Vedem cu ochii liberi ce datorăm investițiilor din banii europeni. Dar toți suntem și după aproape 2 decenii de state membre, suntem tratați un pic ca și cetățeni de rangul 2. Cea mai evidentă exemplu este intrarea în Schengen a României, unde practic și Comisia a dorit, și toată lumea a dorit. Numai cineva și-a zis că, mai precis Austria, a zis că nu și atunci nimeni n-a putut să facă nimic. Și aici trebuie să avem această, să punem pe tapet. Mai, dacă făcea așa ceva cineva cu Franța sau chiar cu Austria, ce s-ar fi întâmplat? Deci așa ceva nu se poate. Și aici, în gestiunea problemelor, așa în care Comisia vrea să-și însușească un rol care practic nu are pe baza tratatelor,
trebuie augmentat, să zic așa. Trebuie să fii acolo, să spui că, uite, asta nu se face. Statele membre au posibilitatea, au instituțiile, au mijloacele să facă aceste probleme mai eficient. Și asta o să fie și în programul UDMR, că intrarea în Schengen să fie cât de repede rezolvată. Cred că toate partidele își doresc. Mai ales că Ungaria va veni în președinția Uniunii Europene în următoarea tură de iunie. Poate veni, adică deja poate veni iunie, că decizia de intrare se ia în comisie, într-o comisie. Nu, comisia deja a dat ok-ul și Consiliul de Șefilor de State. Și aici președinția, care organizează aceste întruniri și face agenda, practic, acestor discuții, are rol decisiv. Deci cine organizează întâlnirile comisarilor, întâlnirile șefilor de state membre, are un rol important, nu decisiv, important. Deci dacă tot timpul spune președintele care conduce, că acum vorbim despre asta și, bineînțeles, în discuțiile care pregătesc aceste întâlniri este prin tapet, atunci totuși se poate ajunge la un acord. Dar, bineînțeles, și celelalte partide care ajung în Uniunea, în Parlamentul Europei din partea delegației române, trebuie să fie la fel pe tapet și să încearcă să mijlocească această chestie. Toți știm. Să pună presiune. Asta e ideea. Să trăim lângă graniță. Deci nu poți să te uiți la cozi imense de camioane și altele. Cred că toate partidele au făcut lobby pentru intrarea în Schengen. Chiar cei din PNL au fost în Viena la domnul Nehammer cu domnul Weber, care este președinte. Și domnul Iohannis s-a dus la schi după aia. A fost și bine. la domnul Nehammer. Felicitări. Dar domnul Rareș Bogdan și domnul Sigrid Mureșan au fost cu domnul Weber, care era atunci președintele PPE, și s-au dus chiar la domnul Nehammer și au încercat să-l convingă. Numai dânsul nu și a zis că dăiați că vine Iohannis la schi după asta. Nu, n-a zis că vine Iohannis la schi. Nu, dânsul a zis că nu este de acord cu asta și nu a prezentat niciun motiv plauzibil. Acum, sau rațional. Acum, în toamnă, sunt alegeri în Austria și e o posibilitate că totuși intransigența asta să se schimbă. Să nu mai fie votat Nehammer, să nu mai ajungă din nou... E o posibilitate. Da, să nu mai fie cancelar. Bun, dar am sau măcar de la... să nu fie pe tapet această problemă, că... Bineînțeles că înainte de alegeri toată lumea e practic intransigent, să zic. Practic noi atunci am fost și acum suntem victime colaterale, pentru că el voia să câștige capital cu migranții, ori s-a demonstrat. Da, o țară membră nu poate să fie victimă colaterală asemenea la o problemă de anvergură. Unde era diplomația română? Unde era șeful statului? Este diplomație, numai că dacă Nehammer nu a vrut, ce să-i faci? Pentru că el se folosea de o minciună, practic, că migranții vin prin România și se duc în Austria. Ori așa ceva, efectiv, dacă areți unui copil de 10 ani o hartă, cum ajung cel mai repede de aici, din Siria, Nordul Africii. A sancționat cineva ambasadorul din Viena sau diplomația aia? A fost retras domnul ambasador al României din Viena, a fost retras, adică ăsta este un gest în limitele bunului simț care se poate face, care indică clar o nemulțumire cu o poziție. Și clar, și chiar președintele Austriei, știu că domnul Nehammer este cancelar, domnul președintele Austriei chiar a zis, a ieșit pe poștă și a zis, oamenii îndeplinesc toate condițiile posibile și imposibile, de ce nu-i primiți? Președintele ar fi fost de acord cu intrarea României în Schengen. Toată lumea, în afară de Nehammer și ministrul de interne care practic le folosea ca lozincă. Aici e și o problemă a celor care ne conduc în momentul în care nu trimiți în Parlamentul European niște oameni care știu să comunice. Mă, cu părere de rău, dar pe lista dumneavoastră sunt câțiva oameni care nu prea vorbesc mai multe limbi. Domnul Sigrid Mureșan, care a care este coleg de palier cu Gică Cârciu, probabil, și el care o să ajungă tot vicepreședinte la... Mă îndoiesc de acest lucru. Păi nu, dar, mi se pare că îi duc chiar după Gică Cârciu. Nu. Sau chiar înainte. Înainte este. Deci poziție, noi vorbim de poziție eligibilă. Deci atâta importanță dă PNL-ul oamenilor de calitate din partid. Da, îi pune pe poziție eligibilă, corect. Nu, ideea dar este nu-i, că... nu-i în primii cinci.
așa cum ar trebui să fie un vicepreședinte al PP. Nu este nici în primii doi sau primii trei. Adică, mă rog, în primii doi nu, dacă nu în primii cinci, nu. Nu, dar deci a fost o delegație din partea PNL-ului, s-a dus chiar în Austria încercând să-l convingă pe domnul Nehammer, dacă nici deși n-au reușit venind și cu domnul Weber. Bine, care era președinte. Discuțiile astea se poartă în fiecare săptămână. Evident. Deci nu e o chestiune pe care stai și aștepți, hai că poate la un moment dat ajung și eu să am euro la mine în țară, că o să vină cineva să decidă. Nu. Astea sunt lucruri pentru care te pregătești și depui în fiecare an, în fiecare, fiecare sesiune parlamentară, faci niște lucruri ca să avansezi, ca să fii pregătit, ca să se pregătească societatea pentru orice mișcare de genul ăsta. Și aici intrarea de Schengen, în Schengen a fost pregătit pe plan intern. Deci chiar cred că chestia asta, că criteriile... Pe plan diplomatic n-a fost pregătit. Păi exact. Șeful statului s-au făcut prezentă, s-au făcut, deci acolo, s-au de externe. Acolo numai că a fost o greșeală. Nu, ne-am lovit de o poziție care n-a putut fi schimbată de nimeni, absolut nimeni. Adică toate statele zic că este ok, un stat zice că nu. Pe da, momentul în care s-a dat votul, deja lucrurile trebuiau să fie discutate. Trebuia și România să spună că, uite, în alt aspect care era poate important pentru Austria, aici eu fac și eu un veto. Corect. Da. Indiscutabil. De ce nu s-a făcut? Domnule, suntem membri cu aceleași drepturi, noi am stat și în limitele bunului simț ne-am retras ambasadorul. De asta deci, nu mai pot de asta, da. Da. A fost un gest până la urmă să... Da, a fost un gest. Poate, deci cât, chiar cât se poate. În limitele bunului simț a fost chiar un gest. Nu noi putem să stăm la graniță, la coadă. Na. Deci asta este problema, că trebuie să te comporți ca alte state membre și Comisia și instituțiile Uniunii Europene trebuie să te respectă exact așa. Și asta nu poți în limitele bunului simț, din când în când. În marea majoritate, da, dar câteodată trebuie să faci niște pași care este în interesul tău și să promovezi. Eu sunt convins că s-au făcut toți acești pași. Din nou revenind, eu sunt convins că nu s-au făcut. Dacă domnul Nehammer nu s-a lăsat înduplecat de absolut nimeni, este clar. Sunt clar alte interese la mijloc, poate este, nu știu, o chestie a dânsului, o ambiție prostească. Pare rău că trebuie să vă explicați numele ministrilor. Dar nu mai explic numele nimănui, numai vă zic, dacă Ciucă. Dacă, păi dacă și ajungi... și domnului președinte, nu? Și al lui Iohannis. Nu, dacă ajungi să-i explici la om că totul e ok și el zice că nu, nu ai cu cine vorbi. Degeaba discuți, poți discuți 7 zile și 7 nopți. Dar am discutat de fapt despre, a pornit această discuție de vaccinuri. Mai avem 2 minute, dacă puteți să-mi explicați care e poziția USR referitoare la faptul că până la urmă România a acceptat de 10 ori mai multe vaccinuri decât este populația. Haideți să luăm un exemplu. Cum am procedat noi în familiile noastre dacă ar veni un moment de criză? Să zicem, apare pericolul unei explozii nucleare și ai posibilitatea să cumperi, ai nevoie de 3 pastile de iod per membru de familie. Câte pastile de iod cumperi dacă tu ai 5 membri în familie? Vă garantez eu că niciun român nu va cumpăra doar 3 pastile pentru că asta e recomandarea. Va cumpăra maxim cât poate cumpăra. Asta e o atitudine oarecum corectă, pentru că vine din frică. Și la fel cum noi în familiile noastre încercăm să facem ceea ce putem mai bun ca să ne protejăm familiile, în mod special de lucruri pe care nu le cunoaștem, așa s-au luat anumite decizii legate de pandemie. Trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc că vaccinuri s-au vândut și s-au folosit în toate țările lumii, și în Rusia, și în cele mai... Rusia, și în Iran, de Rusia, și în America de Sud, peste tot, și în Coreea de Nord s-au folosit vaccinuri. Peste tot în lume s-au folosit vaccinuri pentru că nu era altă modalitate de a scăpa de acest virus. Acum că Uniunea Europeană ar fi cumpărat prea multe vaccinuri, hai să ne aducem aminte, pentru că aceste companii au fost obligate de către Comisia Europeană să vină să le producă în Uniunea Europeană și primele țări pe care să le deservească să fie toate țările Uniunii Europene. Eu știu la câte discuții am participat, fac parte din grupul de prietenie cu Coreea de Sud, care este țară care nu... face parte din Uniunea Europeană, da. Și ambasadorul în mod constant ne cerea
să atragem atenția asupra faptului că în Coreea de Sud nu au vaccinuri și le este foarte greu și au nevoie ca să cumpere de la noi vaccinuri. De la noi din România, de la noi sau din România Europeană. Da. Da, și argumentau că românii nu vor să se vaccineze, că este bine, cât de norocoși sunteți că voi aveți, că voi puteți să vă aprovizionați mult mai repede, dar la noi nu există, nouă nimeni nu vrea să ne vândă, noi nu putem să ne producem. Deci haideți să ne gândim ce s-a făcut atunci în acea perioadă. A fost să se ia o măsură asupra căruia nimeni nu își putea da seama dacă este bună sau dacă e rea și s-a mers pe varianta maximală, adică să se producă la noi, să se deservească piața europeană și noi să fim acoperiți, după și care după Doamne ajută. Rest. După aceea Doamne ajută. Exact. Dumnezeu cu mila. Exact. Bine, am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Informația TV. Vă doresc succes în campanie. Mai sunt 3 zile. Da? Aproape 3. Da. Mă rog, pentru televiziune este... Două zile jumate. Și să veniți la vot, că Parlamentul European e un lucru important pentru noi toți și ne afectează pe fiecare român, indiferent că suntem din mediul urban sau rural. Da. Vă mulțumesc. Stimați respectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de Informația TV. Rămâneți în continuare cu noi. Vă doresc numai bine și în 9 iunie să mergeți la vot.